Mulțumim tuturor echipelor care au participat în concurs, mulțumim pentru răbdare, pentru că am avut nevoie de răbdare să își desfășoare toți activitățile. Încep cu premiera pentru secțiunea promovarea obiectivelor turistice, cultural-artistice, pentru că i-au terminat primii. Și să mai ținem suspans pentru cei care au muncit mai mult pe partea de alimentație. Încep în ordinea inversă, pentru a iarăși a crea un pic de tensiune. Se acordă mențiune elevilor de la Grup Școlar Economic Administrativ Piatra Neamț, condus de doamna profesor Claudia Iosif și Cătălina Enache, Paula Șerban Alexandra. Premiul 3 se acordă celor de la Grup Școlar Economic Administrativ Piatra Neamț, profesor coordonator Cătălina Enache, Claudia Iosub. Pentru turismul religios, elevii Condurățeanu Diana și Cioflancă Florin. Premiul 3, elevilor la Colegiul Tehnic Ion Creangă, pentru promovarea obiectivului turistic Mănăstirea Neamț, Cojocarul Valentin și Coman Mircea. Premiul 2 se acordă elevilor Sferma și Elena, Ștefan Nicoleta și Ionel Maria, conduși de domnii profesori Gheorghiu Mihaela și Gheorghiu Lavinia. Și tot premiul 2, elevilor coordonați de domnul Constantin Diaconu, Ungureanu Andreea, Isabela Pitirici și Răzvan. Și am ajuns la premiul 1. Trio Șerban, așa mi s-a spus să anunț, Șerban Maria Magdalena, pentru promovarea portului popular. Între timp s-au schimbat în haine obișnuite. Felicitări! De la școala Grumăzești, Topolița. Și tot premiul 1, elevilor Pintilie Elisabet, Tănase Andrei, de la Colegiul Tehnic Ion Creangă. Avem și diplome de participare, dar le vom amâna pe școli, ca să fie mai ușor. Pentru domnul de promovare avem premiu special pentru domnișoara Bălțătescu Mihaela și Șerban Magdalena. Și tot mai dau să rămâi tot tu pentru cercul de creație confecții, iarăși premiu special. Eu am fost interesată cu această ocazie să văd mijloacele de promovare a Ținutului Neamțului și de aceea mi-a plăcut în mod deosebit grupul Trio Șerban, care l-am botezat astăzi așa, și să considere ziua de astăzi, 23 mai, ziua lor de botez și să funcționeze în continuare, cărora le doresc foarte mult succes, să funcționeze sub numele, deci, de Trio Șerban, cele trei surori. Poate vi s-a părut un pic ciudat această apreciere, însă avem datoria noi cei de astăzi, pentru cei de mâine, să promovăm portul popular al strămoșilor noștri. Mulțumesc! Reprezint Asociația Edumond. Este o asociație formată din profesori care încurajează performanța în Târgu Neamț. Și voi acorda doar două premii, dar un premiu la prima secțiune și un premiu la a doua secțiune, diplomă, de fapt.
Prima diplomă este pentru grupul școlar economic-administrativ Piatra Neamț, elevii Sferma și Elena, Ștefan Nicolita și Normandia. Și voi da cu. Acum sunteți mulțumiți? La a doua secțiune, secțiunea de foc și la propriu și la figurat au stat în căldură în bucătărie. Premiul special pentru elevii de la Colegiul Tehnic Gheorghe Cartianu, doamna Gafița Doina, Bruno, Patricia, Casian, Marian și Cercel Gheorghe, elevii Sechel Iuliana, Safta Cristina, Cinstitu Rafaela. Mențiune se acordă elevilor de la Colegiul Tehnic Miron Costin, profesor coordonator Bătâcă Luminița, elevii la Palaghiei Lavinia, Cimpoieșu Maria. Elevilor de la Colegiul Tehnic Ion Creangă, Gheorghe Cartianu, profesor coordonator Jitaru Raluca, Gudula Ionuța Gafiței, Doina și Pavel Anca, elevii Hănăsoaie, Leonte, ne cerem scuze, fiind spațiu destul de mic, am trecut doar numele de familie și inițiala prenumelui. Premiul 3 se acordă elevilor de la Colegiul Tehnic Gheorghe Cartianu, echipei formate din elevii Gavrilescu, Me, Popa și Matache, Sabina. Profesor coordonator, doamna Gafița, doamna Brumă, domnul Casian și domnul Cercean. Premiul 2. Elevilor de la Colegiul Tehnic Ion Creangă. N-am să facem nicio părtinire, dar în jurul aprecia preparatele tradiționale și gătite propriu-zis în bucătărie. Colegiul Tehnic Ion Creangă, elevilor de Aconu, Obreja, Aron și Anton. Premiul 2, Colegiul Tehnic Danubiana Roman, profesor coordonator Bunaru Mintenica și Ostahe Crămioara, elevilor a Irinei, Cristi Ionuț, Pânzariu Paul, grădinarul Ana Maria. Premiul 1. Colegiul Tehnic Ion Creangă, elevilor Cuțaru Anca, Sava Diana și Dominte Valentina. Și tot premiul 1, elevilor Chiriac Maria, Hodorogea Mihaela și Istrătucă Maria. Tot pentru promovarea tradițiilor și a specificului local, premiul special al Asociației de Turism Româno-Franceză se acordă echipei numărul 1 de la Colegiul Tehnic Gheorghe Cartianu Târgu Piatra Neamț pentru căsuța din poveste. Cu brânză tradițional românească, cu cârnați ca acoperiș, a fost foarte, foarte bine concepută și mi-a plăcut foarte mult. Și tot un premiu special pentru această secțiune, echipei numărul 9 de la Colegiul Tehnic Ion Creangă pentru platoul tradițional Oglinzi. Această lină românească și cu ceapă roșie, de apă de ozană. Felicitări și mai departe tot la fel. Un special de la Asociația Edumond pentru Colegiul Tehnic Miron Costin Roman
Elevia Palaghiei, Lavinia Cimpoiu, Maria Diana și profesorul coordonator Bițică. Să rămână și bine v-am găsit. Cum vi se par produsele din această zi? Bună ziua, bine ați venit iarăși în mijlocul nostru. Este un moment deosebit. Prima concluzie care am tras-o după ce am vizionat toate echipele cu prezentările lor, ideea de globalizare a bucătăriei românești, adică de a pune pe masă și produse și din India și din Franța și din toate țările lumii, dar am apreciat și prezentarea produselor noastre locale și platoul acela cu slănină și cu ceapă de oglinz și alte produse, plăcinte, poale în brâu și alte produse locale. De fapt, eu reprezint Asociația de Turism și fac o promovare a turismului local și turismului gastronomic și apreciez foarte mult aceste produse. Este un bun câștigat pentru elevi, în primul rând, pentru munca lor și felicit cadrele didactice care au îndrumat acești copii și ocazia deosebită că avem în mijlocul nostru un reprezentant a unui liceu de turism din Franța cu specialitate chiar în bucătăria franceză și care este un prilej de schimb de experiență pentru noi deosebit. Înainte de a delibera, care masă v-a plăcut cel mai mult? Nu pentru că sunt subiectivă, dar oricum masa prezentată de Colegiul Tehnic Ion Creangă, pentru că au respectat exact punctele regulamentului, concursului și a simpozionului, adică prezentarea și promovarea bucătăriei locale și regionale, până la urmă, a produselor noastre românești, au căutat să ofere cât mai variate platouri cu aceste produse și deci apreciez preparatele oferite de Colegiul Tehnic Ion Creangă.